Haideți să începem. Domnul Andru. Mulțumesc, domnule ministru, domnilor și domnilor ministri. Este ultima întâlnire din mandatul Consiliului Investitorilor Străini. Urmează să predăm mandatul către colegii noștri de la Camera Americană de Comerț. Și în scurt timp, domnul Sporiț va preda acest mandat. Ca să intrăm în tematica zilei de astăzi, evident, cum ați spus și dumneavoastră, noi, ca și Coaliție pentru Dezvoltarea României, am fost pe metereze împreună dumneavoastră. Suntem în continuare alături de dumneavoastră pentru a vă sprijini eforturile din perspectiva mea de afaceri, evident. Și oricât de ori aveți nevoie, puteți să contați cu noi. Pentru a găsi, dacă este cazul, și-am venit cu sugestii din perspectiva mea de afaceri. Verificarea documentară se va face de către Direcția Antifraudă și delegarea de competențe care a devenit către echipele de inspecție fiscale, care a devenit mult mai largă. Eu am cerut pe acest subiect ca, înainte de a lua o decizie, să avem datele de